Dragilor, bine v-am regăsit! Florin Pescaru Nebun vă salută! Nici nu vă gândiți unde sunt. Sunt la vreo 200 și vreo 20 și ceva de kilometri de Vălenii de Munte, undeva în județul Brăila, Spiru Hare, dacă vă spune ceva. Se găsește undeva la jumătatea drumului dintre Țăndărei și Ianca. Da? Deci este drumul pe care vin toți cei din Moldova către mare. Se și vede, acesta este șoseaua ajutată. Noi suntem în niște locuri sălbatice, niște locuri pe care le cunosc de vreo 27 de ani de zile, de când mi-am unit destinul cu soața mea, bunicii ei fiind de prin zona. Am mai pescuit cu vreo 10 ani în urmă, să spunem așa. Culmea este că e apa destul de crescută și balta goală. Undeva la 20 de metri exista o pasarelă pe care puteai să treci cu mașina și să treci și pe malul celălalt. Aceste canale sunt sălbatice și sunt un surplus al canalelor de irigații care vin din Dunăre. Undeva peste partea asta de Porumb există un canal principal din Dunăre, Dunărea fiind la mai puțin de 4 km dincolo de șosea, cei care au pescuit în zona Stâncuța. Nu vom merge pe Dunăre, vom ieși săptămânile viitoare înspre Delta. Deocamdată ne vom încerca puțin norocul aici pe sălbatic. Am făcut un ocol și o pană, un ocol de vreo 80 de km față de destinația pe care o avem în final. Având ceva treabă pe la Brăila, am zis să-mi rup câteva ore. Este 3 după amiaza, este puțin cam impropria ora, dar hai să vedem, să încercăm să ne distrăm puțin. Pește aici, ciurtănică foarte mică, bineînțeles că nu o vom reține, dar am avut plăcerea să mănânc un caras sălbatic care nu crește mai mare ca palma, deci încă o dată sălbatic, cred că și din cauza volumului de apă. Crocan făcut și cu o bere rece, nebunie. Haideți să vedem ce iese. Astăzi ne-am propus o cărăseală la undiță. V-am spus, undița este una din plăcerile mele nevinovate sau vinovate, nu știu cum să mă exprim. Am fost toată viața iubitor de pescuitul la undiță, de asta poate mă și duc să pescuiesc din barcă. O să râdeți. Am luat după mine două din biciurile acelea cu care le foloseam pe bâsca la Mreană. Să vedem ce iese. Vom pescui clasic la râmă și firmuș. Aveți ceva TTX din ăsta natural, poate îi facem să aruncăm, dar să vedem dacă totuși mai există ceva în aceste ape. Cum vedeți, prietenul meu nu mă lasă singur niciodată. El și-a luat, cred că se vede, și-a luat poziția de luptă. Nu știu ce urmărește. Într-un final, vă spun eu, va sări în apă. Nu este prima dată. Mi se pare lui că vede vreo gânganie sau cine știe. Numai creierul lui poate ști ce gândește. Să sperăm că n-avem surprize. Până vom face și pe a doua, avem deja una făcută, un ac de vreun 12, cred eu. Le probăm puțin apa, dar întâi să verificăm linia. Știu că era totuși o apă generoasă, 1,5 m, 2 pentru apa care există aici. Acum nu știu nici eu. Văd că este destul de crescută datorită faptului că au fost ploi foarte multe și cred că debitul Dunării și al canalelor este foarte mare. Salut!
loc să stai într-un loc. Încercăm. Să vedem ce va ieși. Îi vom propune pentru început o râmă cu vermuș, un carcalete românesc. După cum vedeți, vântul destul de tărișor, nu-i vom da deocamdată nimic să mănânce. Să vedem dacă există ceva activitate, puțin cam de vreme, cam de vreme ca o oră. Vom sta ceva timp să vedem ce este. Pare să că în timp ce încercam să mai caut câte ceva prin mașină, am avut o primă trăsătură. Să dea Domnul să avem distracție. Nu știu dacă multora o să le placă acest stil de pescuit, dar pentru mine ăsta este stilul clasic. Ăsta este pescuitul pur. Adevăratul pescuit, pot spune, la undiță și pe baltă sălbatică. Dacă vom mai avea vreun rezultat, vom dar chiar putem face lucrul ăsta. Să luăm camera, să oferim de prietenul nostru. Da, iată, nu știu dacă se poate observa pe vânt, să încercăm să facem în așa fel încât să se vadă și pluta. În continuare, arta aceea de... Da, văd că a pus-o pălat. Îmi cer scuze dacă dumneavoastră vedeți cerul. O să încercăm să și filmăm într-un final. Priceperea mă dă afară din casă. Ia să vedem. Mai încercăm o dată. Este destul de cald afară, așa că vom încerca să dăm cât mai pe fund. Cu ani în urmă am intrat în apă. Am luat niște puiet de caras pentru somn și am intrat în apă că mi s-a înfundat micul halou, s-a prins în... Ia, cred că se vede, da? Trebuie să vă așteptați la ce e mai mare. Caras până în palmă, deci v-am zis, aici este o baltă sălbatică. Păcat că nu este așa de mult bătută de pescari. Înainte, nu știu, înainte nu aveai loc dimineața. În minte, veneam la bunicii soției, despre care am să vă și povestesc. Eram la început și în ale căsniciei și ale vieții așa de cuplu și veneam cu drag porțiunea asta, mă duceam la stâncuța încolo la Dunăre, dar foarte mult iubeam să pescuiesc aici. Și vă spuneam înainte că nu găseai loc, dar să revenim, iubeam să pescuiesc aici, deoarece este ultima, dar se pare că e foarte mic peștele, ultimile bastioane de sălbatic de pe țară. Mă mir că încă mai există locuri sălbatice. După șosea exista tot așa o porțiune de baltă din... are legătură pe undeva pe sub șosea. E, acum este privată. Am observat că și-a pus omul... Nu știu ce, cum poate fi privat un lucru care a fost al tuturor, dar nu este treaba mea, nu intrăm în amănunte. Acolo se pescuia în aceleași condiții ca și aici. Dar presupun că s-a găsit un așa zis întreprinzător care să ne intre în suflet, să ne ia și ce a mai rămas cu adevărat sălbatic. Nu cred că a făcut absolut nimic, decât pur și simplu l-a îngrădit și a pus taxă, că peștele vine din Dunăre. Și chestia asta, limba asta de apă, are vreo 10-15 km. Ferească Dumnezeu să te prindă într-adevăr ploaia înspre capătul ei.
Că dacă nu ai o mașină serioasă și cu care să ieși, ai surpriza să rămâi pe aici. Dar să revenim, veneam la bunicul soției, Dumnezeu să-l ierte, exact cum vă spuneam. Prietenul meu, bine, el e mai fericit, măcar nu e cald, sunt 30 ceva de grade. Fugi de aici, nu te scutura pe mine. Fugi, te rog frumos. Ah, da, mulțumesc. Nu o să tăiem, asta este prietenul meu. Veneam cu drag, bunicul soției era un om mărunțel așa și dădea la prostovol. Cred că nu greșesc, prostovol este scula aceea pescărească cu mulți plumb de jur împrejur. Și bineînțeles că m-a învățat și pe mine. Pentru prima dată era să rămân fără niciun dinte în gură, pentru că n-am știut efectiv cum se folosește și am uitat să dau drumul la plumb. Dar nu contează, prindea omul niște crapi pe călmățui. Am uitat să vă spun, după limba asta între Dunăre și limba asta de apă, există râul Călmățui care vine de undeva și la un moment dat se duce în Dunăre. Și îmi povestea cum pe râul ăla, pe Călmățui, la Prostovol se prindeau ștuci de 1 metru. Și îl cred că omul nu avea de ce să mintă sau așa, el nu știa ce e undiță. La ei nu s-a pescuit niciodată la undiță. Dar niciodată nu s-a pescuit în zona asta. Lumea pe aici, dacă avea sau au nevoie de pește, se duc frumos la Dunăre, bagă o plasă și scot pești. Este dreptul lor. Și vă spun că de la el am învățat să fac pastrama de pește. Iată și prima trăsătură și prima... Exact ceea ce vă spuneam. Carasul acela natural de Dunăre. Datorită apei nu o să găsim mai mare. O să încercăm să oprim. Dacă prindem vreun kilogram, două, îl oprim. Dacă nu, o să-l dăm înapoi naturii. Este unul din cei mai gustoși pești pe care i-am mâncat vreodată. Este gustul acela de natural. Cred că o să ne limităm la o singură unghiță până la urmă, că n-are rost să ne batem joc și de noi și de pește. Am plecat nepregătit de acasă și în drum am achiziționat un juvelnic. Cred că am 20 de juvelnice, dar am mai luat unul, că vorba soției, tot nu aveam. Așa, să continuăm. Ce e bine, sau cel puțin mi-a scăpat mie vederii, nu am văzut parașutiști. Nu am văzut parașutiști, poate ne ajută și brădișul care e din abundență pe lac. Deci, fără să hrănesc, fără nimic. Dacă vă uitați și cred că puteți vedea pluta, o să vedeți cam ce acțiune are. Dar este și cărășel atât. Și normal că și lui ăla e foame și cere drept. La un moment dat, deci în tinerețe, vorbesc de 20 ceva de ani în urmă, moșul m-a învățat să fac pastrama de pește. El avea în curte un butoi de lemn, cred că avea 5-600 de kilograme capacitate, poate mai mult, nu știu să apreciez, plin cu caras. Mai mare, mai mic, dar numai caras. Acolo plin cu caras și în sare. Îi ținea în sare 2-3 zile, nu ca noi, în sare 2-3 zile, 2-3 zile, după care îl lua și îl întindea ca pe rufele de rufe la uscat. Exact ca pe rufele la uscat să le întindea și lăsa să se usuce. Și dintr-un caras de o jumătate de kilogram, un caras frumos, așa rămânea o nimica toată. Știți că v-am spus la pastrama de oare din ce am făcut noi, din plătică, pare să, în momentul în care îl iei de acolo, chiar dacă se pare că e o pincă, îl lași la hidratat 24 de ore și a doua zi vei avea o frumusețe de pește de zici că este prins atunci. Unde sarea îl conservă. Cred că o să trecem puțin la un cârlig mai micuț, deoarece ne joacă feste peștele. Fugi de acolo, te rog frumos. Dacă mai avem câteva rateuri, o să trecem la un cârlig mai micuț și la un singur vierme și sau o singură râmă. Nu o să scoatem a doua
undiță, o să stăm pe o singură undiță să ne distrăm. Exact ce vă spuneam. Ce ziceți noastră? Somnul ar iubi așa ceva? Cred că ar zice, Doamne ajută, ce minunăție! Sunt milioane de astfel de pui de caraf. Prima dată am fost sceptic, am zis, Doamne, nu iau că e așa și băștinașii de aici mi-au spus, Doamne, ăsta este, nu crește mai mare. E crab la 2-3 kg, dar are unde să stea. Are unde să stea și... Ia uitați-vă, Doamne. Deci avem o albitură. Dacă tot am înțepat-o și va muri, încercăm să o agățăm în ac. Există și un biban frumos aici. Se vom lăsa acolo până vom căuta noi un ac de dimensiuni mai mici. Vom încerca să schimbăm acul. Nici nu știu de unde, mă și mir că era un 0,20, destul de gros, dar ați văzut, peștele este, era un 0,20 de la capăt până la coadă, cum să vă zic. Peștele este destul de înfometat și am mușcat și la guta asta groasă. Dovadă că nu trebuie neapărat să gândim noi, înainte dădeam cu 0,30, 0,40 când eram copii, că n-aveam. Delta, cu Săvineștiu, cu de unde găseam cât o gută, stăteam la romarta copiilor, ajungeam să dăm copii în fin, să dăm șpagă, să zicem, o câte o atenție la vânzătoarele de la subsol pentru a ne ține și nouă o gută și cât o mulinetă sau ce mai aduceau, că nu se găseau ca acum, nu erau în exces. Nu mai spun de ace. Eu de atunci să știți că am fost și rămân în continuare îndrăgostit foarte mult de acele rusești și de acele rusești făcute cu... Da, asta am greșit eu că avea grafă sus aici. Făcute cu bun simț. Exact cum sunt și lucruri chinezești făcute cu bun simț. Vedeți, noastră, suntem în perioada așa zisei pandemii. Ce loc mai bun să te ferești de virusul ăsta nenorocit decât undeva pe baltă, pe un petic de iarbă și, cum să spun eu, stat departe de aglomerații și de contactul cu multă lume. Asta e așa ca o paranteză. Deci vă dați seama... Vă dați seama cât ne ajută pescuitul și pe noi ăștia care suntem mai chibiți așa și mergem mai separat, nu cu multă lume sau nu cu mult alai. Revin, vă spuneam de bunicul soției, de tataie, cum se spunea pe aici. Ne povestea cum se prindea pe călmățui, deci nici nu aveau nevoie să meargă la Dunăre. Prindeau pe călmățui, cum îi spune, ștucă, crap. Călmățui este un râuleț care e destul de, nu foarte mare, dar nici foarte mic, adică dacă permite să dai cu prostovolul, închipuiți-vă că are ceva debit de apă, dar încerc să salvez un ac. Acum călmățuiul, cel puțin în ultima perioadă în care mai exista casa bunicilor până să o vândă moștenitorii. Unii au noroc cu carul lângă Dunăre și vând, se bucură la 3 lei, dar nu ține de noi, nu era dreptul nostru, nu ne interesează. Acum călmăție plin de peturi, de orice altceva, cred că nu pește nu mai e. Era lăudat ca râu, Călmățuiul. Era chiar foarte lăudat. Era plin de pește.
asiguram, povestea mama soției, soacra mea, povestea, îi dea, se duceau să-l ajute pe moș să aducă sacul de pește de la Călmățui, ei stând undeva pe un mal. Dar astea sunt vremuri pe care copiii noștri nici măcar nu s-au apucat să le citească sau să le gândească că au fost cândva adevărate. Am pus un ac puțin mai mic, cred că este 14. Am pus o linie de 0,16, chiar 0,14 cred că este. Și acum să vedem ce facem. Hai pe el! Am mai multe bețe la mine, dar nu și are rost. Plăcerea, n-am venit de foame și nu o să venim niciodată la pește de foame, venim de plăcere. Dacă îi spui cuiva că ai făcut 220 de km să dai la undiță pe o băltoacă, într-adevăr zice, domne, Florin Pescaru nebun. Ăsta este adevărul. Te rog, fugi de acolo. Ia să vedem. Se pare că a mărit puțin și apa. Dacă nu, vom lăsa puțin mai în larg, dar interesul este să ne apropiem cât mai mult de brădișul ăsta. Brădișul ăsta pentru pește acum este exact cum este umbrela pentru noi. Este aur. Da, după cum se vede, iermușul nostru a ieșit cu ceva iarbă. Ia să vedem mai încolo, dacă nu, vom încerca să ridicăm puțin pluta, dacă e ceva vegetație mai densă pe fund. Cu toate că pluta stă ideal. Stă ca la carte, dacă vedeți. Sper că n-au fost singurii doi carași, unul juvelnic și unul care i-a dat drumul de aici din baltă. Nu, lăsând gluma la o parte, este foarte populată cu pește, populată de la mama natură, că aici nu vine nimeni să... Dovadă că nu scade niciodată sub un metru și ceva pe mijloc apa, nici iarna, nici vara, are apă în permanență, apă de Dunăre, are apă curată, are unde să se dezvolte. Din câte țin minte, nu prea e răpitor. Era niște biban așa, dar încolo și alău asta nu. Nu știu de ce, că ar avea ce să mănânce. Sau nu e aici, în zona unde dăm noi. Pe 15 km, cine știe, undeva. Că el vine de undeva, culmea, nu vine din dreapta noastră, dinspre Dunăre. Vine dinspre capătul canalului de aici. Când ajunge supraplin la canal, intră în ăsta, o chestie de asta. E făcut totuși de Ceaușescu săpat, dar lăsat natural, nu are nimic, e pământ. Este devenit, să știți, dacă sunteți în zonă și plecați de la mare și nu merge Giurgeniu, Giurgeniu de aici este la 20, la vreo 25 de km. Giurgeniu, dacă nu merge și sunteți prin zonă, vă uitați șoseaua de legătură. Șoseaua de legătură între Brăila și Constanța. La jumatea ei o să dați de Spiru, care este Brăila. Este undeva la limită de județ, între Ialomița și Brăila, chiar acolo. Dar se pare că nu mai este așa doritor, o să mai ridicăm puțin, o să mai lăsăm puțin pluta, să mai nișurăm apa. Să punem și al doilea viermuș, că noi am pus decât unul. Hai să încercăm să-l punem și pe al doilea, chiar dacă asta, cum îi spune, acu este destul de micuț. Să vedem ce se orbu. O montură clasică cu doi viermuși. Vom băga și râmă, dar tare mie că puiul ăla de biban nu o să ne lase, dar încercăm să vedem. Avem și TTX și ceva la noi, dar nu dăm. Suntem pe natural și încercăm să vedem dacă putem să-l păcălim. Ideea este că este foarte, foarte cald. Vom sta 2-3 ore, ne vom face haterul, cum se spune, după care ne vom continua drumul, dar nu putem să trecem pe lângă un curs de apă fără să-l băgăm în seamă. Dar se pare că l-a băgat. Nu i-a plăcut lui un singur viermuș, îi plac doi. Să ne apropiem puțin de adevăr. Sper că se vede pluta și nu filmez bazaconii. Nu că ar fi prima dată.
după cum v-am zis. Marele Alb. Să mă scuze cei după carpodrom dacă îi jignesc, dar și asta este tot pește și este un stil de pescuit puțin mai deștept ca al vostru. Noi nu avem senzori, noi nu avem pește hrănit și chemat acolo unde se fac concursuri. Noi dăm pe, și după pește mare, pește mic, la florică în cârlic. După 3 ore de aruncat pește de ăsta înapoi în apă, nu-ți mai trebuie nimic. Ai câștigat lupta cu ziua respectivă, orice ți s-ar întâmpla. V-am zis, am venit pe drum, am avut o ambulanță, am trebuit să mă dau din drumul ei și în iarbă unde m-am băgat, a fost rodita mai groapa. Am făcut o explozie, am rupt un prag la mașină, sunt de ale vieții. Suntem sănătoși, mergem acasă sănătoși. Ne uităm că încearcă să o pună pe lat. Dar cred că este foarte, foarte mare peștele și din cauza asta, ia uitați-vă, doamne. Deci cred că eu l-am prins pe tata lor. Dacă mergeam la Dunăre, la Somn, minunăția asta grasă și frumoasă, priviți-l, adevărat pui de caraz de Dunăre. Era aur pentru somotei. Așa, îl lăsăm să crească. Îl lăsăm să crească și vom veni data viitoare. Dacă vii și ți-ai luat 30 de pui de ăștia de caras la somotei, nu există să nu ai trăsături la frumusețile astea. Nu se uită nici la coropiță cum se uită noaptea la somnul ăsta, la carasul ăsta băgat de spinare frumos așa și lăsat să zburte el pe la mustățile somnului. Deci mă gândeam ce să iau eu, ce undiță să iau după mine, 6 metri, nu domnule, o să le iau pe alea, cele micuțe de pe râu. Pentru peștele de aici sunt super ideale și confortabile de transportat, cu toate că am și două bolonieze la mine, dar puteam să vin decât cu astea două micuțe. Și așa, am adus două și pescuiesc la una. Vom pregăti partida de la Dunăre, de la Delta. Am de gând să încerc și o rețetă de barila. Barila alea, știi, cred că știți, sunt pastele alea făinoase, barila 47, tubulețele alea mici. Să încercăm să le dăm câteva arome pentru crab cara, să vedem dacă putem să le ținem o săptămână. Vom încerca. Dacă nu, înaintea plecării vom mai face odată o porție și vreau neapărat să încerc și la barila pe Delta. Încercăm eu pastă făinoasă decât făină, ou și ce mai punem, absolut niciun fel de chimical. Cred că mai mult chimical în ele punem noi cu jeepurile pe care le adăugăm. Totul să selectăm noi puțin. Pe ăsta mai mic vom încerca să punem un buchet de viermuși. Un buchet de viermuși. Nici nu mă risc cu râmaia mică să pun, pentru că vor sări, pot să spun, mortăcinile astea micuțe de cărășei și o vor distruge înainte de a ajunge pe fund. Așa, de viermuși le dăm voie să-și facă damblaua. Spun că se vede pluta undeva acolo. Nici nu știu dacă voi face ceva bine sau nu. După cum v-am spus, am încercat să focalizez puțin, dar mai rău am făcut, am întrerupt filmarea. În continuare, activitate. Nu contează pește mare, pește mic, avem activitate, ne distrăm undeva pe marginea unei bălți. Suntem la Spirul Haret, pentru cei care nu au reținut de prima dată. E și ceva
nostalgie așa vremurilor trecute. V-am spus, soția, bunicii soției se trăgeau de prin zona asta. N-am avut mare treabă cu dânsii. Adică eram la început, pe urmă viața i-a luat. Am eliberat monstru. Viața i-a luat și locurile de aici au devenit străine pentru noi, că nu ne-a mai legat nimic. Dar pentru mine, de câte ori am avut ocazia și am venit spre Stâncuța, în partea asta, spre Dunăre, sau am trecut de la Brăila spre Dunăre, întotdeauna am oprit cu drag în zona asta, aducându-mi aminte de bunicul soției, care nu că m-a inițiat, că eram de atunci cu microbul în mine, dar mi-a lăsat niște amintiri plăcute despre pescuitul în sine, despre alte timpuri ale pescuitului. Acum cred că dacă ar trăi și l-ar vedea noua generație de pescari din ăștia mai tehnologizat și nu știu ce, ar râde de el cu prostovolul sau cu, eu știu, cu coșul. Ne povestea că veneau inundațiile, se umpleau câmpurile și mergeau cu coșul după ștucă. Rămânea pești în șepșile alea, fugi de acolo că nu-i voi. Șepșile alea de pe câmp și se duceau și toată lumea venea cu cât un sac de pește acasă. Sac de pește. Dar atunci nu era braconat, nu era curentat, nu era... Era la mama lui. Asta era. Nici acum nu suntem departe de a reînvia acele vremuri, dar nu vrem noi. Omul nu vrea în genere. Deci omul nu vrea să... Ia să vedem noi. O trăsătură puțin mai serioasă. Așa. Nu vrem noi în continuare, ne gândim numai la cantitate și dacă putem să-l distrugem, să facem să dispară specia în sine. Și peste câțiva ani de zile vom zice, bă, dar nu mai, noi l-am stricat. Nu mai e pește pentru că noi îl distrugem. Și ăla care va fi se va retrage cât mai departe în locuri inaccesibile nouă. Și bine face. Da. Sper că nu rup linia, să dau eu puțin. Distanța dintre plumb și cârlit. Am fost furat mișelește fără să văd trăsătura. Cred că este foarte mic peștele și pur și simplu nu contracarează greutatea plumbului, trăsătura lui. Ia să vedem dacă îl păcălim. Poate fi mai frumos. Pentru mine, cred că și pentru mulți dintre dumneavoastră. Merită venit de vinerea până duminica într-un loc ca ăsta. E loc berechet, să nu deranjezi pe nimeni, nu intri în culturi, e un drum de acces, un drum de piatră până undeva mai încolo. V-am zis că dacă ajungi în zona unde este de pământ și rămâi acolo după ploaie, aștepți mult timp ca să te urcice. Ușor, ușor îmi fură cât un viermuș, până mă lasă cu mâna la inimă, cum se spune. Îmi pare rău că nu am posibilitatea să filmez sub acvariu. Mi-am propus să fac asta pe viitor. Să vedem și noi bucuria peștelui când dă de nad asta pe care o dăm noi. Felul lui de a o ataca, de așa am putea să învățăm mult mai multe despre fiecare specie de pește în sine. Am văzut câteva filmări de-astea subacvatice, dar nu sunt relevante pentru mine. Sunt filmări făcute pe bălți, unde se hrănesc excesiv, pur și simplu am văzut că se duc, dau mâncare cu mâna acolo, chiar notând și asta filmând și așteaptă ca virgulă treapul să vină să mănânce. Eu cel puțin mi-aș dori să realizez așa ceva în sălbăticie, prin brădiș, prin... Exact în
sânul lui acolo, un sânul natural al lui. Pe un loc ca ăsta unde nu e furajat, nu, vorba aia, nu e încă foarte mult călcat de om, decât de pescat. Să sperăm că încă nu au ajuns pe aici parașutiști, n-am văzut. Și plec cu impresia că nu sunt. Așa îmi place mie să cred. Ia uitați-vă, domniile voastre. Pare să că astăzi, în ciuda mea, ia să-i dau drumul că se usucă la soare. Lasă-l, mă, n-ai voie. Pare să că în ciuda mea trage numai puiul de crap, de caras. Îmi pare rău, nu știu dacă e pe aici să iau o boabă de porumb, să pun una totuși cu o boabă de porumb de asta nou. Nu am luat cu gândul că voi pescui numai la vierme și la rumă. Fugi de acolo, te rog. Doamne, o trăsătură monstruoasă, ia să vedem. Deci vă dați seama, uitați-vă și dumneavoastră, cam ce caras este dacă trage, bine, poate să fie și albitura care am prins mai devreme. Dacă trage așa. Ia să mă uit eu dacă am ceva în lăpița asta, vreo peletă, ceva, să încerc să-l păcălesc. Un sfert de peletă. Vom rămâne clasici, asta este. E bine și așa, e bine că avem activitate. Altă dată stai 5 ore și nu vezi o trăsătură la caras. Este și ora 3:30 după amiază. Vă dați seama că ideal ar fi fost să filmăm undeva la 5 dimineața sau diseară la 8. Dar viața câteodată te mai duce și în alte locuri și cu alte treburi și nu îți permiți mereu să... Dar nu putem rata, nu putem rata o ieșire în sânul naturii. Fugi de acolo! Măcar mai vin, nu știu de ce nu sunt astăzi, fiind sâmbătă. Au plecat la prânz, cumva. Că sunt urmele civilizației umane, gunoi și toate celelalte pe marginea bărții. Am să încerc și la o rămă simplă. Să vedem ce ne zice. Am să filmez în continuare și un nou episod cu ferma de râme. Vreau să spun că sunt foarte entuziasmat. Adevărul că am și muncit puțin, le hrănesc intensiv, le asigur patru, v-am zis, am citit despre ele, nu e chiar cum credeam eu, le pun acolo și ele de la Dumnezeu se vor înmulți și dezvolta. Nu, trebuie să ai grijă ca de orice animal, dar să știți că rezultatele se văd. Am învățat să citesc pământul, să văd unde depun ouă, ce le place, ce nu le place, sunt niște ființe mofturoase, trebuie să fie, dar productive. Am livrat foarte puține din... Încă nu aș vrea să dau excesiv din ele și să le mulțesc până la anul, să am siguranța că am continuitate întotdeauna în așa zisa producție. Am fost și am dus la un prieten la Murighiol și este o râmă valoroasă, pentru că am învățat că sunt vreo 20 de specii de râme, inclusiv cele de frunzar de țelină, cum se spune, cele negre, și astea sunt cele mai căutate râme pentru crab caras. Asta este o râmă mică, dar nu crește mai mare de 6 cm. De 6 cm și cum îi spune, și este sănătoasă, este viguroasă, așa este neamul ei de râmă. Încă o dată mulțumesc de Angelica de la Caracal pentru
prima puiernică, pot să spun, pe care o achiziționată de la dânsul a fost un tip cinstit și ceea ce mi-a zis așa aici. Da. Deci, după cum vă spuneam, nici nu ajunge râma jos și ceva o ia. Voi mai încerca o dată la râmă simplu, după care voi face iar carcalete și dacă nu mă duc și nu fac de obicei chestia asta, caut un porumb aici la în spate și caut o bobiță de porumb să vedem ce zice și la porumb. Presupun că cel așa pălmaș, cum a fost ăla care se dă în drumul, că nu cred eu că o să putem să-l selectăm, cel pălmaș nu poate să mănânce din cauza celui mic. Deci trebuie să facem ceva să-l separăm prin mâncare. Nu știu ce s-a întâmplat, totuși v-am zis că este iart. Păi din cauza asta nu se poate, cum îi spune, prinde pe cel ca palma, așa din cauza celui mic. Cel mic nu-i dă voie căluia mare să mănânce. Să punem o râmă și mai groasă. Ușor, ușor, cred că vom reveni la un cârlig mai mare. Vom trece la ceva înaltă mai din belșug ca să putem să-l selectăm pe cel micuț de cel mare. Aici este ideal cei de prin zonă sau cei care aveți drum să veniți cu copiii. La modul în care mușcă acest cărășel aici, vă spun eu că se vor îndrăgosti necondiționat de pescuit. Necondiționat și mai ales la pescuitul la undiță. Încercați să învățați la undiță, nu învățați cu senzori, cu statul la șpriț și la toate celelalte. Nu zic că ar fi bună bere, dar nu ne lasă carnetul. O bere rece, dar am văzut amici de-ai noștri care pur și simplu uite, lasă senzori acolo și așteaptă. Am spus de-aia și urăsc chestia cu pescuitul la senzor. Nu pescuiesc eu, pescuiește senzorul și atunci nu mai există plăcerea. Așa, la bambină, stai acolo, vrei, nu vrei, mai stai, mai bei un par de vin, mai discuți, dar stai cu ochii mereu în bambină. Nu mai spun de pescuitul la simț, să stai cu ochii pe vargă. Da, să căutăm o bobiță de porumb. Am achiziționat, fără acceptul proprietarului, un mic porumb cu câteva boabe care pur și simplu sunt în lapte. Ia să încercăm, sunt și potrivite pentru cârligul ăsta mic, să vedem totuși dacă sunt cât de cât interesante pentru prietenul nostru. Eu de obicei îl rup puțin la cotor aici, rup boaba, ca să poată ieși din el zeama aceea dulceagă și ea se împrăștia aroma de porumb. Ia să vedem, să vedem. Încercăm orice. Puteam să iau, că aveam atâtea cutii cu porumb acasă, dar am zis că știu să-l selectez. Uite că n-a fost să fie așa, e foarte mult puie. Cred că vom băga și a doua undicioară. Una să o lăsăm pe boabă să vedem dacă sunt ceva rezultat, iar cu cealaltă să ne distrăm la puie. Pentru cei care se cred mai cu stele pe umăr în ale pescuitului, ăsta este carasodrom. Da? Și este pe natural. Chiar v-aș invita în locuri ca asta, unde sigur este și crab, să veniți să stați o zi, două, să-l căutați aici. Să vedeți cum e în mediul lui natural, exact ca pe Dunăre. Dar se pare că nu e așa de interesantă acea bobiță. Să încercăm să mai băgăm o undiță.
Nu vom încerca pe cealaltă de râu. Am găsit o undiță, mi-am adus aminte că am luat nepescuită, cred că de 10 ani de zile. Vom pune o linie de 0,20. O undiță care, dintr-un motiv că a avut un element puțin lovit, nu mai arată ca nouă și selecția ochiului a dat-o deoparte, dar astăzi i-a venit rândul să ne arate că nu tot ce e vechi este și prost. Vom face linia de la cap la coadă cu... Opa! Un 0,20. Un 0,20. Sută directă, plumb și acul legat direct pe 0,20. Ia să vedem. O, are chiar 5 metri. Puțin cam lunguță pentru ce ne dorim. Și o vom trece pe aceasta pe boabă. Și ne vom juca cu celălalt la pui de caras. Ia să vedem noi ce pui putem găsi pe aici. Vom lua o plută de 1 gram, cred, după cum arată. Căutăm și un varniș. Să-i producem pagubă totală. Vom băga varnișul pe gută. Gata, acum să o lăsăm și să-i punem înapoi cârligul pe la care am renunțat puțin mai devreme. Acum este foarte, foarte bun. Da. Petrus, acum spune la o jumătate de metru de mine, dar așa suntem noi. Ați văzut cum i-am pus altă gâscă în altă traistă, cei mici s-au lăsat. N-ai dantură pentru carne, treci doar pe lapte. Așa e și cu nada pentru carasul acesta. Pentru cei care au văzut ultima filmare de pe privat, unde am prins Novac și până la urmă am oprit, după ce s-a terminat filmarea, s-a mai prins încă un chinezesc, n-am fost așa de entuziasmat, oricât de mare ar fi fost peștele, cât sunt de entuziasmat aici. În sânul naturii. Bun, după ce am legat alt. Să încercăm, fiind vânt, dacă este de 1 gram, să punem 1 gram și un pic. 1 gram și un pic plumbu. Beleaua e că a simțit vântul. Prima dată, înainte de a pune și picul acela, să încercăm. Cred că trebuie
avea un gram fără un pic. Bun. Ia să... încercăm să-l dăm pe ăsta jos. Să încercăm un 0,75. Pare ea sănătoasă, plută, dar e micuță totuși. Până într-un gram. Nici nu trebuie mai mare aici. Mai ales că nu e curent. Cu o jumătate de gram împingem vântul. Și este și destul de destul de bună pentru peștele care îl vizăm. Punem o jumătate de gram și punem și o babă, două de porumb. Am și legătura fir de păr, dar nu cred că se justifică aia mică, mică cu ac de 18. Vom pune direct baba pe... vom pune direct baba pe... cum îi spune, pe ac. Să, întâi să mai verificăm o dată. Poate tot mult. Așa de firavă să fie. Bun. Am lăsat decât în singură diluță de plumb. Cred că urmăriți vânătorul meu ce face. Are în față un brotac mic cât un deget. Din cauza acelui brotac nu s-a mișcat de 10 minute și nici se va mișca până plecăm. Garantez că acolo rămâne până când face la o mișcare și el va fi în apă. Și nu vreau chestia asta că luăm în mașină. Este un tovarăș, cum să știți, că de multe ori mai cinstit decât mulți dintre tovarășii cu două picioare. Am instalat-o și pe a doua. Vedeți? N-a luat-o. Așteptăm. Poate cine știe. Vreo ciortănică vrea ea să muște la bobița aia care am pus-o în cealaltă undiță. Până atunci noi ne vom distra în continuare la prietenul nostru. La prietenul nostru Crășel. Bate vântul. Sper că nu deranjează calitatea sunetului. În schimb, ne deranjează vărgile. Am pus câte una de contravânt în față, dar este destul de puternic. Stăm pe ele, cum se spune. Au mai apărut vreo două mașini, deci e posibil ca ora la care noi am venit să fi fost nepotrivită. Cred că sunt localnici că au venit cu undițele deja montate pe geamul mașinii. Deci încă mai există pasiune. Ceva de grad afară, vântul ne ajută dacă pe o parte ne strică chestia cu pescuitul, ne ajută să nu simțim totul căldura, toate gradele. E un vânt plăcut de vară, un vânt care te bronzează, dacă știți, știu cei care bat malurile Dunării și vin negri acasă de parcă au stat o lună la mare. De ideal este acum pe Dunăre vântul ăsta. Săptămâna trecută am pățit-o 24 de ore, chiar mai mult. 24 de ore a trebuit să stăm să ne uităm. Am dat numai cu plumb mare și cu ac mai mare cât o singură sculă, pentru că fugi de acolo, nu ne-a permis vântul. Vorbesc de ziua, că noaptea am alergat după lucruri, după pădurea. Ceva a dispărut aici, dar
de vorbă. Am băgat viermuș, a revenit prietenul nostru peștele. Mai avem de trosătură. Am uitat că e foarte sensibilă și am aruncat-o mai cu forță. Asta este. Și o mică țestoasă. Să încercăm să o eliberăm. Cred că îi vom lăsa cu să-l scui pe ea. După cum se pare, l-a înghițit. Deci e faună diversificată. Asta înseamnă că este o apă foarte curată. Țestoasa nu stă în apă murdară. Să încercăm să găsim un cleștișor și să o eliberăm. Stai, fată, să încercăm să nu te chinuim. Dacă nu prind eu pește, măcar îl las pe băiatul să prindă broaște. Chiar mi-e dor de o porție de piciorușe de... Ce n-am mâncat de vreo 2-3 ani de zile după Dunăre, scoici. Ultima dată am făcut la Puturosul. O frumusețe de scoici. Cred că va trebui să ținem totuși la felul în care trage undița în mână. O frumusețe de scoici, dar anul ăsta nu cred că vor fi șanse după cum a fluctuat Dunărea. Cu cealaltă la babă am lăsat-o pălat. Ea stă în vânt. O ține întinsă vântul și ne va fi ușor să vedem dacă va fi acțiunea asupra ei. Este devenit o borcuță mică pe partea cealaltă la stuf. Acolo cu un an de zile era ca aici, deci era totul drept. Acum văd că stuful s-a cu câțiva ani de zile în urmă. Stuful s-a întins și vă dați seama că dacă are un metru și ceva lângă stuf, este de mers cu borcuța frumos în stuf și căutat. Și vă spun eu că îl și găsim. Și nu pe ăsta pe care l-am prins. Trebuie să fie și caraz la palmă, dar trebuie să stai de el, să vii la orele potrivite. Nu vii ca nei ca nimeni la ora 3 după amiază și vrei să ai capturi. Cred că merge și puțin, dacă stai după zi pe alta, merge și puțin momit. Cu niște TTX sau cu niște mămăliguță, ceva mămăliguță acrită ca să nu poată să mănânce, să vină decât pe nadă. N-are unde să ducă, nu e curent de apă, deci ea rămâne acolo unde îi dai. Oriunde este sâmbătă și lumea mai muncește, presupun că poate mâine va fi mai plin aici. Mă duc la o întâlnire de familie, dar dacă am posibilitatea mâine dimineață, sunt niște canale și în zona aia, canale din astea sălbatice, poate încercăm și acolo, ne încercăm puțin acele. Este și păcat. E păcat să treci pe lângă un canal, să nu arunci tu o undă, ceva. Da, vântul din ce în ce mai tare, așa e în Dobrogea, în zona asta a Brăilei, a Dobrogei. Când se pornește, dacă treceți prin zonă, nu ocoliți ochiul ăsta de apă de la șosea. Vă aduc aminte, e pe lungime de 15 km, dar nu trebuie să băteți. Puteți intra aici la capăt cu familia, cu copiii și vor fi câteva ore de plăcere. Încă nu s-a inventat să tragă la acu gol. Ba mai trage bibanul la mar mușcă. Dar și acolo există puțină păcăleală până luciu marmuștii. Marmoscă, marmușcă, dandinetă. Lucruri uitate. Uitat. Acum totul sclipește exact ca și în minim.
market, market, totul sclipește la suprafață. Conținutul e mai lasă de dorit, intri în cât un magazin de ăsta de, cu specific de pescărie, îți ia ochii, deci nu știi, da, dă-mi pe aia că e frumoasă, nu, am început să nu mai gândim utilitatea unei năluci sau a unei năzi sau... Nadă diversificată, cu fragi, cu... să mă ierte Dumnezeu, fragi în apă, dar n-am nimic împotrivă, într-adevăr, poate să fie dulce nada și aia să-l atragă, dar nu cred eu că gustul de frag. Deci nu pleacă un pește de acasă și spune, astăzi mă duc să mănânc fragi. Ia uite-te, ia uite-te. Da. Dacă stai o zi întreagă, v-am zis, nu este păcat să-l luați pe ăsta, pentru că asta este mărimea lui. Ăștia așa micuți sunt echivalentul la cei la palmă după baltă, nu crezi mai mari. Este carasul de sălbatic, de canale. Carasul de canale. Nici nu știu dacă ar fi furajat, cu toate că aici are mâncare din belșug, dacă ar crește mai mare. Este nați, este specia lui de caras. Cum e carasul de delta care crește până la 2 kg și așa este carasul ăsta, n-are nicio legătură unul cu celălalt. Se diferă și prin colorit și prin formă și prin... Ați văzut la ultima filmare la baltă un caras care a fost apreciat la cel care am dat eu drumul, de cei care pescuiau. Pentru mine, unde am văzut și caras mai mare și mă așteptam ca pe baltă, fugi de acolo! După o baltă pe care mai e furajată și e cât de cât, cum să zic, a omului, nu e sălbatică, să fie totuși un caras mai mărișor. Și i-am dat drumul și era un caras privit cu ochi buni în zonă, adică uite, ăla e un caras mare. Acolo te aștept să fie carasul mai mare. Ținând cont de banii pe care îi dai, și nu vorbesc de locația în sine, vorbesc în general. Ținând cont de banii care îi dai, trebuie și furajat și ajutat să crească, nu numai luat banul la om și pe altă parte scos cât se poate vândut și noi să nu dăm satisfacție și noi și mâncare pește. Mă contrazic puțin, v-am zis, am văzut furajare a peștelui la Mahmudia, unde nu te aștepți. Problema e că acolo îl furajea în locuri unde omul nu are acces să arunce. Dacă tot îi dai să mănânce și vrei și iei omului acolo, nu știu, chiar nu știu quantum, valoarea bonului, dar lasă-l să se bucure și el. Că era Dunăre la 300 de metri de bazinele alea. Putea să ducă foarte frumos omul pe Dunăre și să aștepte să prindă ceva, dar omul a venit acolo la tine cu gândul să și plece cu pește. Da? Și acolo se duc care țin neapărat să aibă ceva în juvenil. Oameni care, pescari care nu concep să nu prindă la o partidă. Dacă tot îți dă un ban, lasă-l și pe om să bucure. Am mai fost și am câteva locații care vi le pot spune, chiar dacă sunt cu plată sau astea, să știți că merită, cel puțin, de exemplu, la Sălcioarele. Te duci și dai pe sălbatic, dar atât că trebuie să plătești nenorocita aia de intrare, că n-ai acces în altă parte. Și plătești ăla să poți să intri în fermă, așa zisa fermă. Dar are legătură direct cu Razelmu. Merită să te duci acolo. Acolo este pește din belșug, omul nu scoate pește, că n-are interes. N-are, în primul rând, nu știu dacă are posibilitatea să scoate. A pus el mâna și îți ia 50 de lei, asta e, dacă nu te duci pe razel dincolo și te duci și îți încerci norocul. Nu mai știi și mă așteptam cu câte apropii, de exemplu, de duce și astea să fie din abundență ca înainte locuri de pescuit. Ușor, ușor intervin privații cu un simplu gard și cu o poartă și cu un act semnat, cine știe cum au pus stăpânire pe luciu de apă.
Sper să le dea minte guvernanților și celorlalți care ne conduc și să nu dea voie, de exemplu, pe Dunăre să facă așa ceva sau în rezervații în delta Dunării. Vedeți că dau din mână, da? Dacă stai în halul ăsta și dacă stai numai de el și ești atent și îl selectezi, face o tigaie bună de el. Și aia merită făcut aici, să stai două zile, să o faci seara la botul calului, cum se spune. Ia! Dânsul, îl trimitem la mama lui. Mă omoară curiozitatea, aș fi curios să pot să intru și să văd exact ce e acolo jos. În mijlocul lui, cum se spune. Video care îl facem azi este așa ca o pauză mică. Pauză între ieșirile pe Dunăre și unde am mai fost mai pregătit, să spunem. Asta este o ieșire la nimereală. O filmăm. Este păcat să nu stăm puțin de vorbă pe malul apei. Mi-e drag să comunic cu dumneavoastră, mi-e drag să comunic și pe Facebook. Au schimbat cumva, m-am trezit astăzi cu vreo 30 de mesaje necitite. Au schimbat interfața asta Facebook-ului și mulți dintre prietenii care sunt și pe canalul de YouTube mi-am dat seama că mi-a zis cineva nu pot să-mi răspund la întrebare și când m-am uitat erau niște mesaje necitite fără a fi notificat ceva sau îmi cer scuze dacă sunteți printre cei care s-a întâmplat chestia asta, am încercat să răspund la cât mai multe de dimineață. Mi-au trimis prietenii și câteva fotografii cu monturi de ale lor și m-au întrebat dacă mă supăr. Cum să mă supăr? Chiar aș vrea să vi le prezint. Cum am să prezint săptămâna viitoare nebunia unui pescar bătrân, micile lui invenții, al lui Gică Pescarul de la Drajna. Omul m-a văzut pe YouTube și a venit pe acolo. Domne, de până iarnă mă tot bate la cap. Mă bate la cap, între ghilimele. Adu-le-nea Gică să le prezentăm. Ți-l aduc și mi-a adus, am făcut o mică filmare cu nebunii de ale lui, cum l-a văzut el, scule cu care spunea că și la ora actuală pescuiește și tot felul de accesorii. Puneți mâna și trimiteți-le că este păcat să nu le cunoaștem cu toții. Am un prieten care m-a sunat astăzi pe video și mi-a trimis fotografii cu suportul pe care eu l-am prezentat, acela pentru baraj, pentru așa, care l-am prezentat undeva luni în urmă, a făcut și dânsul și este foarte entuziasmat. Asta este mulțumirea mea, este chiar mulțumirea mea că a ajutat cuiva, nu că ai făcut după mine, că și eu am făcut la rândul meu, iau idei de pe la alții, că le îmbunătățesc sau că cine știe ce le facem. Sau ideea este să comunicăm și să ne ajutăm între noi, să ne fie viața mai frumoasă și mai ușoară. Și să încercăm să suntem pescari, majoritatea dintre noi, care trăiesc din buget redus de pescuit. Nu vorbim de cei cu mii de euro, scule. Încercăm să ne ajutăm între noi cu ceea ce putem să facem cu mâinile noastre, este mare lucru. Și satisfacție. Unul care dă 500 de euro pe o vargă și o rupe, nu o simte că mai are 500 de euro, dar tu, varga ta pe care ai făcut-o tu și ai muncit-o și nu știu ce se întâmplă, ceva și o zgârii, spun eu că te doare sufletul când vezi că se întâmplă ceva cu ea. E făcută de tine. Eu cel puțin așa pățesc. Am și eu scule din astea pricopsite, cum se spun. Dar uitați cu ce prefer să... Am după mine o boloneză întotdeauna, am în caz că se întâmplă să dau undeva de o partidă în fiecare mașină, în bar, în fiecare bar că am scule de pescuit, dar de suflet sunt și majoritatea cele lucrate cu mine. Și acum pe baltă la privat,
Mi-am toată faznicul și patronul bălții, că am râdat din cedra, acum sunt alea de vârstă cu tine. Și când a văzut că au eficace mai mare decât au ale celorlalți, a zis, bă, nu neapărat undița, nu neapărat, da, mărimea și firma și eu știu ce calități are undița aia, cât și faptul că ai stat ceva timp pe malul bălții. Asta e. În continuare vorbim și dăm timp. Cred că vă dați seama că să le dăm drumul și la cei juvenic, dar am oprit așa trei, că au fost mai bălmași. Restul sunt prima veriga lanțului între icră și pește. Îi lăsăm să se bucure de viață. Dacă au bunătatea pe toamnă când mergem la somn să meargă cu noi să vadă Dunărea, le mulțumim de pe acum. Să ai o găletușă de aia și cu o cameră de mașină să le bagi aer, să le bagi aer și să mergi cu ei în delta o zi, două, e o minunăție de prins la somn. Bate puțin și cloncul. Doar cu priveliștea și cu priveliștea și cu zgomotul vântului și perturbați de civilizații, de mașinile care trec la 200 de metri de noi. Oricum, cu micile inconveniente, nu ocoliți chestia asta, că e păcat. V-am zis, este bine de venit cu puștii, cu copiii. Este ca o școală. O baltă ca asta nu o să mai întâlnim pe la Somo, pe la Parcheș, locuri unde tot așa sunt mai sălbatice și nu dă voie omului să pună laba pe ele. E păcat că nu o să mai găsim, cu timpul nu mai găsim așa ceva. Și luați-vă copiii, dacă sunteți până apropiere, aduceți-i pe malul gârlii, puneți-le undiță în mână, ascundeți-le tableta și calculatorul și telefonul pentru câteva ore. Și ușor, ușor, dacă vezi că zice și a doua oară să ieși cu el, l-ai câștigat de partea ta. Făceam o tigaie bună, dar totuși e prea mic. Și ăsta este puiul ăla care l-am prins primul. Cred că ăla primul a venit și a zis, haide să ne sacrificăm unul, că altfel pleacă. Nu plec, dragule. Ăsta pune capac. Un pietrușel, un porcușor, cum mi se mai spune. Deci e diversitate în baltă. Vă dați seama că noi suntem acum așa, ca într-o explorare. Dar dacă vii dimineața, sau vine cu seara și rămâi pentru a doua zi și momești puțin locul și îți găsești un loc prielnic, cu toate că cam toate sunt, tot vrădișul ăsta e tras spre mal și tot peștele presupun că e aici sau acolo în stufă. Îți spun că vei face treabă, vei avea satisfacție. Și cea mai mare satisfacție, dacă oprești ceva și vei mânca ceva natural. Asta e apă din Dunăre, n-are cu ce să o polueze, decât dacă vrea vreun om, vreun răuvoitor, să zici. Dar încolo nu sunt, în zonă, partea alta a Monezii, nu mai este industrie, nu mai sunt fabrici, deci nu prea mai are ce să... Și e trasă direct din Dunăre, o bagă pe canal, mă repet, cum v-am spus, ia să vedem. V-am zis că din oră în oră, mai vine taxul după ei. Dacă am fi stat și am fi dat și niște tetei,
data asta timpul este scurt. Noi acum suntem fugiți de la niște îndatoriri familiale. Dar nu ne lăsăm. Nu ne lăsăm deloc. Dacă ai pus în tigaie 20-30 din ăștia de care am prins ultima oară, ți-ai făcut pofta pe ziua respectivă. Nu trebuie să prinzi cu sutele de chile sau cu... Până la urmă v-am spus, e un pește, o să fie din ce în ce mai rar, e un pește natural. Pe mine nu mă mușcă țânțarii, dar sunt niște fârnicuțe și niște muște nenorocite care pur și simplu nu te lasă să supraviețuiești. Ne e dor de delta, ne mai rupem așa câte o oră, două, trei, ieșim la câte o partie de asta de cărășeală, la Novaca am fost, să vedem sâmbătă viitoare dacă nu plecăm la Dunăre, pe unde putem ieși, mergem poate la Umbreană dacă se liniștește puțin bâsca. Poate vi se pare ciudat, dar vă repet, prefer să fac 220 cu 220, plecat dimineața, întors seara, 440 de km cu toate cheltuielile, decât să ajung pe vreo baltă și să stau în mijlocul la manele și la... M-am exemplificat și... Ia uite. Și duminica trecută, cum s-a umplut balta, cum a început. Omul este liber să facă ce vrea. Foarte bine, vine, ies, dacă îi se acceptă. Nu sunt adeptul la pescuitul ăsta gălăgios, nu familial, că familial e frumos, cu tot felul de înjurături, cu tot felul de trivialități, cu muzică la maxim, ne ținând cont de ăla din stânga, din dreapta, ne ținând cont că și ăla a plătit și că a venit la fel ca tine să se relaxeze. Aici ăștia nu vin, pentru că aici nu-i vede nimeni și dacă nu-l vede nimeni, nu are valoare. Mai bine. Aici, dacă nu are unde să șetaleze mașina, unde să scoate boxele și să țipe la copil sau să eu știu ce să facă, să... Dacă nu are cine să-l aprecieze sau deprecieze, el nu și are rost. Așa că mai bine cu ei la civilizație și noi în liniștea noastră. Școala veche. După cum am spus și într-un video, chiar dacă suntem din școala veche, nu știu dacă am trecut toate examenele ale vieții, rămânem bătrâni ăștia mai puturoși așa și mai nostalgici. Cred că v-am ținut destul de vorbă. Pot să încercăm să încheiem video. Nu știu dacă o să le editez sau nu, am să încerc la urmă dacă le editez să fac o mică filmare la cât am să pot să strâng, cât mai stau o jumătate de oră. Vom elibera. Vom merge și la treburile la care am fost plecați. Fugi de acolo, nu e voie. Așa și ne revedem la o următoare ieșire la o mică pescuială, la o mică cărășeală, la o mică plăcere de-a noastră. Florin Pescaru Nebun vă salută, vă aștept în continuare pe canalul de YouTube. Mulțumesc că ne-am apropiat de 3.000 și ceva de membri. Pot să-mi dau seama că cât de cât suntem plăcuți, avem 200-300 de like-uri pozitive și 1-2 negative, dar astea 1-2 negative sunt de la începutul canalului. Sunt binevenite și eu nu am nimic. Înseamnă că ceva nu facem 100%, dar nu putem fi perfecți. Pentru ceilalți iubitori de pescuit pe sălbatic și clasic, și pentru toți, multe salutări. Vă aștept în continuare pe canalul de
de YouTube, vom veni cu ceva filmări noi, vom încerca să ne pregătim nada pentru Delta, vom încerca să facem și rețeta de barila 47 în felul nostru, da? Le vom posta și ne vom vedea cu drag acolo. Până atunci, eu încerc să mai păcălesc unul, doi cărășei, dumneavoastră încercați să mai vă omorâți timpul cu o cafeluță sau cu o bere pe, pe o vreme așa de fierbinte. Ne revedem cu drag. De la Spiru Haret din Brăila, Florin Pescar Nebun vă salută. La bună vedere!